Cu familia cumva reușisem să vorbesc și le-am spus. Este o perioadă, sunt 8 luni în care eu chiar vreau să particip, vreau să studiez. Ei m-au înțeles și chiar mi-au venit în întâmpinare. Cu banii n-aș zice că a fost o blocare, pentru că eu în momentul în care am decis că eu sunt importantă și că investiția în mine este cea mai bună investiție pe care eu pot să o fac, atunci dintotdeauna am avut bani pentru ceea ce mi-am dorit. Și cumva iarăși ceea ce eu am făcut înainte m-a ajutat ca eu să am acest buget ca să pot să fac acest lucru pentru mine. Așa, alte blocaje pentru învățare, mă gândeam, oare cum o să reușesc? Da, era acest dubiu, oare o să reușesc să fac? Păi trebuie să fac cu doi colegi, să fiu coach, da, pentru că noi avem alocat în școală un coach, avem alocat un client cu care ne vedem săptămânal și exersăm și zic, oare o să am timp să fac și asta și să mă ocup, că deja la mine mergea, era deja construit pe manifestare și cumva eu și acolo făceam parte de materiale, parte de promovare. Cum o să reușesc? Dar uite că, Nina, am reușit și am reușit și mai mult și sunt foarte mulțumită că am mai lucrat și cu alți colegi și asta este o oportunitate mare pe care o avem în școală, să putem lucra cu colegii.